Te salut, Națiune, și îți urez bine venit la un nou clip. Și astăzi vorbim despre un parfum interesant din mai multe perspective, un parfum al casei Zadigan Voltaire, pe numele său This Is Him. Un parfum apărut în 2016 și care are ca și parfumieri pe nimeni alta decât Natalie Lorson și Aurelien Guichard. Un parfum interesant din foarte multe perspective, atât al mirosului, cât și al compoziției, cât și al comportamentului la nivelul pielii. Un parfum care, mie cel puțin, îmi relevă din nou semnătura casei Zadigan Voltaire și anume, hai să spunem, aspectul metalic al compoziției. Un parfum foarte sintetic, în primul și în primul rând, foarte metalic, dar cu toate acestea care miroase foarte interesant dacă nu este adulmecat de la apropiere, ci pur și simplu mai de la depărtare. Mirosul este interesant, este frumos, este un parfum de tip lemnos aromat, un parfum care are ca și ingrediente în compoziția sa câteva note foarte interesante. De exemplu, avem grapefruit, piper negru, tămâie, lemn de santal și vanilie. Astea sunt ingredientele care compun acest This Is Him de la Zadigan Voltaire. Pe pielea mea însă nu resimt nota de grapefruit, sincer, absolut deloc. Ar fi trebuit să se găsească în deschiderea parfumului, însă este inexistentă de negăsit la nivelul pielii mele. În schimb, parfumul pentru mine miroase foarte, foarte puternic sau foarte mult, dacă vreți, a lemn de santal, în primul și în primul rând, de asemenea piper negru, a tămâie și un substrat de vanilie. Astea sunt elementele principale, ingredientele principale. Deschiderea. În primă fază, la nivelul pielii mele, deschiderea este foarte puternică, foarte fervescentă și asta datorită notei de piper negru, care face deschiderea să fie foarte aromatică. Însă, în egală măsură, după câteva secunde de la aplicare, sunt preluat de, hai să zicem, un norișor, dacă vreți, de afumătură oferit de nota de tămâie. Ceea ce face deschiderea asta extrem de interesantă și de plăcută în egală măsură. Însă atenție, s-ar putea pentru unii să fie prea mult piper în această deschidere și s-ar putea să-i deranjeze destul de mult acest aspect. Ulterior, din spate vine ceea ce eu consider a fi nota centrală a acestui parfum și anume lemnul de santal, o notă foarte puternică, foarte voluptoasă în primul și în primul rând, care se combină foarte bine cu nota aia de tămâie, iar parfumul capătă un aspect extrem de puternic, lemnos, lemnos afumat, întunecat în egală măsură, dar și aromatizat, pentru că nota aia de piper negru, care este extrem de puternică în deschidere, va rămâne în permanență, sau cel puțin la nivelul pielii mele se întâmplă chestia asta, rămâne în permanență un substrat secundar pe întreaga perioadă a purtării acestui parfum. Iar ulterior, din spate, vine și o infuzie de vanilie. Nu este o vanilie din aia tipică, extrem de voluptoasă, extrem de cremoasă, care să învăluie toată compoziția. Este o vanilie destul de subjugată, de, vine să zic aerată, sincer să fiu. Este o vanilie destul de bine ținută sub control, în așa fel încât infuzia de dulce pe care o aduce să nu fie extrem de puternică și să nu dezechilibreze combinația asta dintre nota de tămâie și nota de lemn de santal. Nu pot să zic că mă deranjează, însă sincer să fiu, dacă iubești nota de vanilie, asta este o notă de vanilie care, sincer să fiu, nici nu prea merită luată în considerare. Simți că nu este chiar ceea ce trebuie. În fine, ca și miros, parfumul miroase bine. Dacă iubești parfumurile lemnoase, dacă iubești parfumurile de temperaturi mai scăzute, de primăvară, toamnă, iarnă, pentru că poate fi purtat în aceste anotimpuri, dacă iubești parfumurile pe bază de tămâie, de exemplu, afumate, întunecate, cu siguranță îți va plăcea Zadigan Voltaire This Is Him. Însă, repet, mirosul este de la început și până la sfârșit sintetic. Resimți că este sintetic. Resimți izul metalic pe care îl transmite acest parfum întreaga perioadă a purtării sale pe piele.
Și dacă vreți să înțelegeți exact ce înseamnă izul ăla metalic, atunci vă recomand să mirosiți Serge Lutens Dent de Le, unde aveți tonuri metalice amestecate cu lapte. Este absolut incredibilă senzația pe care ți-o conferă acel parfum de la Serge Lutens, însă în egală măsură poți să regăsești oarecum acel sentiment și în acest This Is Him de la Zadig & Voltaire. Personal nu sunt un mare fan al acestei case, personal nu apreciez, hai să zicem, creațiile lor tocmai datorită acestui aspect extrem de metalic și extrem de sintetic pe care îl prezintă. Doi la mână, hai să zicem, nu este pe gustul meu un astfel de parfum, tocmai în cauza că este extrem de sintetic și găsim chestia asta. Dețin parfumuri sintetice, de exemplu, în colecție, dar care reușesc cumva să camufleze acest aspect și o fac chiar foarte bine. Aici parcă este pus în mod intenționat la vedere, parcă se dorește a fi perceput astfel parfumul de către cei de la Zadig & Voltaire. În fine, asta n-am de unde să știu, nu cunosc detalii ce au vrut să facă ei, e strict problema lor. Din punct de vedere al performanței, însă, parfumul nu este rău absolut deloc. La nivelul pielii mele scot undeva în zona de 10-12 ore de longevitate, ceea ce este foarte bine. Iar din punct de vedere al proiecției, ei bine, în primele 3 ceasuri parfumul proiectează foarte bine. Foarte, foarte, foarte bine. După care am parte de o proiecție de tip moderat, aproximativ încă 3 ceasuri, și o proiecție de tip slab, aproximativ un ceas și jumătate. Ceea ce nu este rău absolut deloc din punct de vedere al performanței acestui parfum. Din contră, în mod neașteptat, reușește să performeze, zic eu, chiar foarte bine, chiar peste medie, dacă vreți. Un parfum, hai să zicem, nu tocmai versatil sau flexibil din punct de vedere al purtării, nici ca și categorie de vârstă, nici ca și scenarii de purtare. Este mai degrabă un parfum de timp liber, un parfum de ținută formală, dacă vreți. Este un parfum care se pretează mai degrabă în spații deschise sau în spații aerisite, nici de cum în spații închise sau încăperi mici. Este un parfum pe care îl văd foarte bine purtat când ești la plimbare, când te duci și stai undeva pe o terasă, în aer liber. Un parfum pe care eventual îl asortezi la o ținută de tip formal, la un eveniment formal. Asta în ideea în care nu ai un parfum mai bun decât acesta în colecție. Și drept urmare pentru tine reprezintă, hai să zicem, cea mai bună opțiune, cea mai viabilă opțiune, dar cam atât. Iar din punct de vedere al categoriei de vârstă, sincer să fiu, parfumul ăsta cred că va fi mai degrabă pe placul consumatorilor maturi. Cred că va displăcea total celor tineri datorită notei de piper, în primul și în primul rând, care este extrem de puternică, extrem de sintetică și cred că, dacă vreți, din punctul meu de vedere, probabil că nota asta de piper și transmite aspectul ăsta extrem de metalic pe care îl are parfumul întreaga perioadă de purtare. Sincer, drept urmare, nu-l văd a fi pe gustul consumatorilor mai tineri. Consumatorii maturi sunt obișnuiți, au dat cu nasul în multe chestii de genul ăsta, au mirosit tot felul de note interpretate în diverse chipuri, drept urmare nu ar fi o surpriză sau un șoc pentru ei. De asemenea, cred că se pretează mai degrabă la consumatori mai maturi, tocmai datorită combinației dintre lemnul de santal și nota de tămâie, pentru că această combinație comportă un aspect matur în sine. Este un parfum care mai în glumă, mai în serios, te poți duce cu gândul că ar fi un parfum, nu știu, să te duci la slujba de duminică, de exemplu, la biserică, pentru că ar cadra perfect într-un astfel de peisaj, mai ales când biserică miroase a tămâie, miroși și tu a tămâie, deci n-ar fi o problemă, plus că în biserică ai parte de foarte mult lemn, miroși și tu a lemn, deci te asortezi perfect cu peisajul în care te situezi. De-aia zic, mai degrabă pentru consumatori maturi. Ca și preț, sincer să fiu, nu este un parfum foarte scump, îl găsiți undeva în zona de 250 de lei, 300 de lei, ceva de genul, dacă nu mă înșel. Din punctul meu de vedere, va găsi și va avea cu siguranță foarte mulți fani care să-l aprecieze, însă eu nu mă număr printre ei. Pur și simplu, parfumul este mult prea sintetic pentru mine, mult prea metalic, sesizez
chestiile astea în compoziția parfumului și doi la mână, dacă vreau să port, să port ceva lemnos, am milioane de soluții la dispoziție, dacă vreți, să port ceva cu adevărat mai bun și care să miroasă natural, în primul și în primul rând. Și o să vedeți zilele următoare despre ce este vorba. Cu toate acestea, Zadig & Voltaire DC Skin nu este un parfum rău, absolut deloc. Miroase bine, dacă nu îl miroși de aproape. Performează foarte bine, un aspect foarte important, și este destul de accesibil. Drept urmare, ca întotdeauna, recomandarea mea rămâne în acțiune. Du-te și testează-l, du-te și vezi cum se situează pe pielea ta, du-te și vezi cum performează pe pielea ta, cumpără-ți un eșantion, de exemplu, și ulterior, dacă e satisfăcut și îți place, pentru că banii sunt ai tăi, decizia de achiziție îți aparține și n-ai decât să-l achiziționezi. Eu închei aici acest clip, asta este tot ceea ce am avut de zis despre Zadig & Voltaire, This Is Him. Ne vedem data viitoare în acțiune, ca întotdeauna îți urez toate cele bune.